Salut, prieteni! Astăzi, dacă tot nu lucrez și nu avem treabă, am zis să mă apuc să fac un pic curățenie la porci, că n-am mai făcut o săptămână și s-o cam adunat. Am aici două cucele, aia e fata, asta nu, nu vreau să stea. Să ne apucăm de treabă. Pleacă! Nu știu ce e. Pleacă! Nu știu ce e aproape, că nu știu. Cam spăreoasă, că m-am mai băgat de mult la ea. Înăuntru e curat. Bobby! La noi s-a mai încălzit un pic. Nu mai e chiar așa frig. Asta mai are o lună jumate, trebuie să fie. Stați să o vedeți. Purcica asta. Facem și lor curat, că este și... Și în curățenii, nu? Cioca Adelin Petrișor, se aude cu coșă. Taci, vorbești în video? Pe ce termin aici, o să merg la... Mersul de nață, s-a făcut urzicile, merg cu scuterul.
Aici nu umplu curat la ea. Stai cu mine. Mă bag la, la asta să fac. La asta face numai înăuntru. Afară e curat, înăuntru e joale. Asta are înăuntru, aici trebuie să mă bag să-i fac și la și e curat. Pleacă, pleacă încolo, pleacă, dă-te, dă-te, dă-te încolo, hai, intră înăuntru, hai, te ții pe mine. Da. Nu am cum să filmez înăuntru, dar... Pleacă. Roaba la platforma de gunoi. Bobby. Cam asta e muncile la țară. Pleacă la loc, pleacă! Fugi, fugi, dă-i drumul! Am zis să nu filmez numai cu tractoarii, că... Mai filmez și fac eu pe acasă. E bine fi pisător după aia așa. Dăm un pic și cu măturoiul. Termin, aici mergem la, mă duc la Urzici cu, cu scuterul, de la că o ieșit. Găsesc ceva.
Acum am făcut curățenii. Acum au făcut iară. Două roabe, nu au fost chiar așa mult. Să aduc să punem și să pun și niște paie la pucica asta. I-am scos tot dinăuntru. Hai să le pun pe furtă ca să nu mai bag înăuntru. Hai. Fugi și fă-ți culcuș. Asta e uscat înăuntru, la aia am pus pe două paie. S-a dus să dau un pic măturoi acolo. Cam asta e. Fațară. Trebuie să muncim. Dacă nu muncim, nu avem, nu? Cred că mulți dintre voi stați pe la țară. Sau și la oraș, care stă. Taci! Vorbești în video! Bobby! Tu nu taci, tu taci. Poți să vorbești. Cam asta e. Mergem la urzâș. Vedem dacă găsim urzâș. Se duc și roaba asta în grădină. Aduc gunoi aici în grădină, fac o platformă și toamna când se triere tot de pe câmp, îl iau cu tractorul și îl împrăști pe... cu micul de gunoi, îl împrăști pe tot în, pe câmp. Aici am eu în grădină și îl împrăști pe aici, un fel de îngrășământ bio, nu? Da, haideți să mergem la urzâș, să vedem dacă găsim urzâș. Am venit la urzâș. Da. Nu știu dacă găsim ceva. Dacă găsesc ceva. Am venit cu scuterul, că am zis nu mai ies cu mașina. Cu scuterul merg până mai aproape, până unde sunt urzăci, dacă o găsi ceva, că anul trecut am găsit, dar anul ăsta nu știu dacă o ieșit.
E bun că nu e moale tare. S-a mai zvântat un pic, că de ieri nu a mai plouat. Am de gunoaie pe aici. Nu cred că găsesc eu nimic, că nu văd. Să opresc un pic, să mă dau jos, să vedem dacă sunt. Am un scuter. Un Peugeot Buxi. Merge bineșor, mă descurc cu el, fac treaba. A, uite că sunt. Sunt, da, puține. Mă apuc de cules. Zici? Mai sunt pe aici, prin boschet, prin buleana asta. Hai să pe aici. Da. Dar mănânc urzici. Haide să mă apuc de strâns. Vedem după aia cât e strâng. Nu prea am găsit aici urzici. Am găsit foarte puțini. Mai merg în altă parte, zic dacă găsesc acolo. Am venit într-un alt bloc. Trebuie să merg până la pârâu acolo și să vedem dacă sunt. De obicei erau ieșite, acum nu prea, a fost frig, nu prea au ieșit.
Nu prea văd urzăși nici pe aici. Măcar îi priveliște asta frumoasă. Am găsit doar câteva. Da. Cred că mai durează o zi, două, dacă se încălzește. Că astea ies repede. Da, cam atâta pe azi. O să mai vin în altă zi să vedem dacă se fac. Ne auzim într-un... Ne auzim. Ne vedem într-un alt video. Nu uitați să vă abonați. Dați un like acolo. M-am înglodat degeaba. Adică nu chiar degeaba, că măcar am rămas cu priveliștea asta, e foarte frumos. Și o livadă, fosta livadă. Da, cum spuneam, nu uitați să dați un like, vă abonați acolo. Ne vedem într-un alt video. Vedem ce mai facem. Astăzi e sâmbătă, de luni, dacă se face bine, ne mai vedem atunci. Vă salut!